Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Ideea era să fac alt clip. Ideea. Dar cum toată lumea îmi cere turul camerei, turul casei, turul băii, turul nu știu ce, am zis hai să încep așa puțin câte puțin și să vă arăt astăzi turul băii. Am de fapt două băi. Dacă nu mă întind prea mult aici, în baia asta, vă arăt în același clip ambele. Dacă nu, păi o să fac alt clip, presupun. Și să începem. Sunt în baia de sus, în baia în care, de fapt, care folosim la etaj, nu pot să zic că care folosim mai des. Am făcut și eu duș mai înainte și în casc cu părut și am în față și să începem, că nu vreau să vă țin prea mult aici. Nu închid ușa de la baie pentru că e mult ecou și nu știu cum se va auzi. Să începem prin a intra în baie. Baia mea e mov și ce-am pățit eu cu acest covor. Când am văzut în magazin, mi s-a părut chiar foarte mov. Am zis, vai, o să meargă perfect la mine în baie, dar nu e atât de mov cum e baia mea de fapt. Și, mă rog, aici a rămas. Am încercat să combin movul cu rozul, până și coșul de gunoi e roz, chiar dacă nu e un coș de gunoi, de fapt e o chestie de decor interior, de pus chestii sau de pus flori uscate, dar eu îl folosesc ca și coș de gunoi. Bun, mereu am în baie două săpunuri, săpun solid și săpun lichid, așa sunt eu obișnuită. Asta e, de fapt, ambalajul de la săpunul lichid care mi l-a trimis Cosmina și, de fapt, folosesc o chestie pentru a umple și reumple săpunul. Am un raft plin cu lucruri și am acolo jos oglinda care tot o dau jos, tot așa e cu roz. Mereu reușesc să o dau jos, încă n-am spart-o. Aici am o oglindă din asta care se mărește și nu se mărește și se mișcă și, mă rog, e tipica oglindă care zic eu că e nevoie într-o baie. Apoi am peria asta de spălat pe spate care mai mereu când intru la duș uit să o iau, să o folosesc. Dischetele de machiante care eu de obicei le folosesc de la Mercadona, de la Delay Plus. Am acest ambalaj de la cremă, care deja crema s-a terminat, am un clip deja cu produse terminate, care îl păstrez pentru că e chiar foarte mișto și îmi place cum e. Am un unt de corp de la Planet Spa, care miroase foarte bine, o să le pun aici jos, niște cerceluși, verigheta soțului, văd că e aici. Crema asta de la Balea, care mi-o mai pun din când în când îmi amintesc. E aici în baie. Apoi, pe raftul de sus, gelul de bărbrit al soțului. Am o grămadă de săruri de baie. De când sunt însărcinată, am început să fac foarte multe băi în spumă și în săruri și în chestii de genul. Asta la fel e pentru baie, un fel de elixir. Sare de baie de la Balea. Un lapte de curățare care îl mai folosesc din când în când, e chiar ok, de la Balea. Fixativ de la Balea, deodorant de la Balea, o grămadă de chestii, mă obosesc. Of, ce înseamnă să fii mafiot, însărcinată. Sus de totul avem sare de baie, logic, o grămadă de săruri de baie de la Avon. Avem, vedeți, tot e sare de baie, săpunuri, că săpunul ăla e de la Palmolive, iar săpunul ăsta, aproape nu ajung, e 100% natural, artezan, cu avocado și lavandă, să-l folosim și pe ăsta. Iar aici sus am aceste două produse de față, acest ser antirid intensiv și cremă, care le folosesc noaptea, pentru că nu au protecție solară, care la fel le-am primit de la Cosmina. Înainte de a trece la acel raft, să văd oare dacă închid ușa de la baie, oare se mai aude de ecou? Nu știu, cred că nu. Aici pe ușă n-am mare brânză. Înainte să vă arăt raftul ăsta mare, vreau să trec prin ce am aici la duș. La bidea am, mă rog, un buret de agățat care normal soțul folosește pentru... Eu nu prea sunt fan bureț pentru duș. Peria asta pentru frecat tălpile și un gel intim de la Chili. Mie îmi plac foarte mult produsele Chili, ăsta e pe terminat, este cu de el. Apoi, bine, asta e cortina de duș. Vreau să vă spun o experiență. Să povestesc imediat o experiență ce am avut eu cu doamna cortina asta de duș. Am vană sus, deci mă încântă faptul că e vană, eu mor după vană. Și să vă arăt ce am eu pe vană, că
plin aici de chestii. Am alt gel intim de la Eucerin. Eu când am rămas gravidă am început să-mi cumpăr produse mai de farmacie. Gel de duș DAV. Eu mereu susțin faptul că hidratează mult și de când am rămas gravidă, numai cu gel de duș DAV mă spăl. Aici am iară sare de baie. Am produse de Garnier, de la Garnier care mă încântă, de fapt, le-am primit pentru testare. Șampon, mască și chestia asta fără clătire, balsam. Miros foarte bine și îmi lasă părul foarte mătăsos. Exfoliant de corp, sare exfoliantă de corp de la Premier. Nu știu dacă cunoașteți această marcă, dar e foarte bună și vă recomand. Nu vreau să focalizeze, domnul. Așa. În partea aceasta, o trebuie să mă așez și eu că nu mai pot. Am iar o grămadă de prostii. Bine că sunt cele care sunt pe terminate sau le folosesc pentru faptul că mai am o tonă la mine în cameră. Am un săpun care nu știu de la ce hotel l-am ciudit, mă rog. Așa. Am masca asta de păr care cred că mai am pentru o singură dată de la Cosmina. Focalizează și mă încântă. Aceste dischete pentru față care curăță fața, mă rog, nu știu. Eu pot să zic că sunt ok, de când am început să le folosesc, pot să-mi scot punctele negre, înainte nu puteam. La fel acest șampon care l-am... Ce am obosit? Care l-am primit de la Cosmina, care la fel e pe foarte terminate, m-a încântat și asta mult. Sare de baie de la Balea, logic. Șampon antimătreață de la Yves Rocher, soțul folosește produs antimătreață, chiar are nevoie, eu nu-l folosesc. Șampon de la Cores, șampon, da. Iar cred că mai am pentru singură dată, e pe terminate, mă încântă. Mă încântă acest șampon. Balsam de păr de la DAV, mereu când merg în țară îmi cumpăr produse de păr de la DAV pentru că mă încântă. Un gel de duș de la Faraway, de la Avon. Nu sunt fan Faraway, chiar nu-mi place deloc, dar s-a spart și nu pot să-l vând, deci trebuie să rămân eu cu el, logic. Faimosul produs cu care am avut o pățanie foarte mare, nu știu dacă ați observat că am niște pete negre pe cortina de baie, de duș. Păi, asta e un exfoliant, un săpun negru pentru corp și logic. Mă rog, se folosește ca un exfoliant. Te dai pe corp și după aia limpezești și te ai cu gel de duș. Bun. Înainte să limpezesc, logic, te mai freci, te mai atingi de perdeaua asta de duș, așa, perdea. Și s-a pătat cu negru. Ei, păi negru ăla n-a mai mers jos, așa că a rămas neagră. Balsam de păr de la Balea. Gel de duș de la Balea. Gel de duș de la DAV. Spuman de baie de la Avon. Alt șampon antimătreață. Acolo avem un gel de duș de la Johnson Baby care miroase super, 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 îl folosește soțul, un exfoliant, gel de duș de la One Tomorrow și uleiul de corp de la Revlon care iar la fel mă încântă și îl folosesc când nu-mi amintesc după baie, spunem să pun asta înapoi și să trecem la acel răftureț să vă arăt ce am acolo. O să încerc să trec repede prin lucruri pentru că nu vreau să mă lungesc. Ce am aici? Wow! Ce n-am aici? Paste dinți, periuțe dinți, periuțe dinți electrică, perie, creme, această pensulă, piaptănul care eu îmi piaptăn părul mereu după baie, piaptăn așa cu perlați. O loțiune astringentă, loțiune pentru picioare. Asta eu când îmi pun picioarele în apă caldă, chiar miros bine picioarele după aia, nu știu ce alt defect are. Gel de curățare de la Himalaya, masca asta de față îmi place enorm de mult. Chiar îmi place mult. O altă loțiune astringentă de la Yves Rocher. Acest demachiant de la Deli Plus Mercadona mă încântă. Deci chiar scoate tot machiajul, cât de rezistent ar fi el. Produsul ăsta de la Avon, care încă n-am început să-l folosesc. Apă oxigenată, dacă nu mă înșel. Da, apă oxigenată. Cremă de mâini de la Balea. Demachiant de la Nivea. Duo. Cremă de mâini de la Oriflame. Exfoliant de picioare de la Avon, care mă încântă mirosul, ador. Spray-ul ăsta
de la Avon, care de fapt nu știu la ce folosește, eu mai dau așa cu el pe prosoape sau prin casă. Fixativ de la Salerm, care e pe terminate și chiar ok. Deodorant, magic ulei de păr de la Avon, pastilele care le iau pe sarcină. Să trecem. Ah, și mai am aici un set de pensule, care cred că nu l-am folosit niciodată. Le folosesc pe alea din cameră. La al doilea etaj, că o să-mi fie mai greu să stau așa, o să mergem mai pe fugă, am chestia asta de păr de l'Oriflame, care cred că o să o arunc pentru că e de 3 ani de zile aici, 2 ani, 1 an, de fapt. Nu stau nici de un an în casa asta, mă rog. Un gel de duș care miroase super. Aici deja am geluri de duș, gel de duș. Șampon, doamne. Peria asta o folosesc când îmi pun mască în păr sau balsam și să-mi întind practic masca și balsamul. Am o banderolă, am o perie pentru, nu, ce pici. Am o perie pentru curățarea feței, geluri de duș de la Yves Rocher, exfoliant de la Yves Rocher, gel de duș, alcool etilic, un gel de duș de la Cloran, Yves Rocher, gel de duș, nu știu ce, exfoliant de la Garnier, alt exfoliant de la Schmecker, de la Avon, care pătează tot ce prinde în cale, un gel de duș de la Lady Gaga, am gelul de duș și parfum, alt gel de duș de la Avon, și am terminat și cu raftul ăsta, doamne, ce greu e să stau așa. Ne-am pus un pic mai comod, de fapt m-am așezat pe jos, că altfel n-am cum să filmez, că nu-mi permite burta. Ce avem aici? Fel, trailer raft. Deodorante, o cremă. Evax sunt ca și protecție de la Carefree, să vă faceți o idee. Chestiuțele astea le-am luat înainte sarcină. Sunt în cască, mă rog, vorba aia, te roce jos. Apoi am chestiuțele de la Cosmina, care mă încântă. Le folosesc și pastea. Un gel de duș de copii, îmi place să folosesc chestii genul. Deodorante și mai multe deodorante, deodorant de la Sanex. Așa, crema de la Vid, care e foarte bună. Am două fixative în spate de la Sios. Cu chestiuța asta umplu și reumplu de la balaia săpunul lichid. Mânușă pentru duș, naturală din nu știu ce. Și o periuță de dinți aici uitată. Bine că e nouă. Iar jos de tot am niște bombe de baie, ci că sunt bombe de duș astea de aici. Hârtie igienică, logic. Și o chestiuță unde am o perie de lemn și asta e bună dacă pleci undeva să-ți pui proteslipurile, mă rog, un portofel și o chestie pentru leocoplasturi. Și văd că aici atârnă, da, e o din asta care se pune la baie, nu știu cum se numește, pastilă. Și cam atât. Asta a fost baia mea de sus. Și fug repede să vă arăt ce am în baia de jos, că e mai mică și termin mai repede. Asta e baia de jos, după cum vedeți aici, în ghilimele, predomină culoarea albastru. În baia asta stă mai mult timp, bine, în baia asta, de exemplu, țin produsele de curățenie, cu care fac curățenie, bine, am și fixativ, alt fixativ de la Saios, doamne, cu fixativele de la Saios. Dar, în general, produsele de curățenie le țin aici jos. Bine, hârtie igienică și chestii de genul. Aici nu am așa de multe produse de curățare ca și sus, pentru că aici e baia de zi, să zic așa. Bună oglindă! Ce burtă mare am deja! Bun, ce am aici? Aici am decât un săpun solid, pentru că nu am loc de atâtea prostii. La fel, încerc să fie albastru și chestii de gen, îmi place așa să mă axez pe oculare. Am și chestiuța asta pentru periuțe de dinți albastră. Pe urmă am alt răftuleț, la fel ca și răftulețul de sus, exact la fel e tipicul răftuleț la Ikea, că am văzut că și Cosmina l-are. Aici am, la fel, de la Himalaya, un gel de curățare. Am crema care mi-o aplic de moment de protecție solară, pentru că în baia asta sunt înainte să plec din casă, practic. Un produs pentru coșuri,
Alte loțiuni astringente de la Avon. Crema asta o folosește soțul când se barberește. Rimel. Prostioare pe aici mici. Alt piapten după duș. Pe al doilea etaj, la fel, un gel de ăsta al soțului. Produsul ăsta care nu-mi place chiar deloc, nu-i văd rostul, nu mă încântă. Un gel de curățare de la Vichy, spray de la Avon, cremă de picioare de la Avon, acetonă, gel de duș, spray de picioare, deodorant de la Cilial, deodorant de la Adidas, chestii pentru vopsi părul și chestii pentru păr. Aici jos am mai nimic, am proteslipuri, am chestia asta de machiat, care stă aici așa săracă uitată de lume, peria de păr, o cremă de față de la Liera, care chiar o folosesc, și o pastă de dinți pe terminate, care o să se incorporeze într-un viitor clip. Iar jos deodată nu mai am nimica, pentru că nu pot să mă plec. Nu sunt în stare să mă plec până jos, de moment, ca să pun lucruri. Și hârtie igienică nu vreau să pun jos, pentru în caz că se udă pe jos sau ceva, chiar nu vreau să se udă hârtie igienică, de a o ține așa în ambalajul ei practic. Pe urmă, am alt coș de gunoi, după cum v-am spus, albastru, la fel ca și la de sus. Nu e coș de gunoi, dar asta este. Găleata acum a pus aici, pentru că de aici curățăm casa. Alt burete de baie, perdeaua de duș care este pe albastru, adică are ceva albastru. Un burete, alea se pun pentru față cu nămol și nu mai știu ce, iarăși o spumă de baie de la Avon, mască de față, mască, gel de duș de la Palmolive, alt șampon de la Avon, de la Revlon, gel de duș și un șampon de la Head & Shoulders și cam repede am terminat cu baia de jos, pentru că nu am mare lucru ca ce să vă arăt. Asta e de la Sios, nu, de la Tresemme, da, dacă nu mă înșel, așa. Și cam asta e baia de jos. Cu baia asta am terminat mai repede decât cu aia de sus. Da, am uitat să precizez că chestiile astea sunt gelurile de păr a soțului și pățișoarele de ureche, dar nu cred că... Cred că o să mă iertați că n-am precizat chestia asta. Și cam atât. Sper că v-a plăcut acest clip. O să fac și turul camerelor cu timpul și de moment nu permite burta să fac mare lucru, pentru că de-abia mă mișc, de-abia respir și abia aștept să nasc. Să mai am puțin, mai am foarte, foarte, foarte puțin. Dar, mă rog, am zis să mai schimb un pic din ideile clipurilor pe care le fac. Oricum mi-a cerut multă lume acest clip și am zis, hai să-l fac. Chiar dacă nu sunt băile mele ceva wow, sunt băi normale, obișnuite. Sunt curioasă dacă băile voastre sunt diferite decât băile mele, dar eu cred că nu, cred că... Toată lumea are necesarul și basic în baie. Bine că eu mai am o tonă de produse după aia în cameră. Da. În baie la ce să țin? Că practic trebuie să le iei când speli baia și vana și tot. Să le pui înapoi, mai pică praful pe ele, curățele și eu prostie. Mă rog. Cam atât. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu v-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.